Deci asta e stradela Petru Movilă. 5, da, a doilea stradela. E, numărul 5 e la dumneavoastră, da. Stradela numărul 2. Și dumneavoastră locuiți aici de când lumea? Aici eu locuiesc când m-am maritat, eu în 66, din 66 eu sunt aici. Aici. După aceea, noi aduceam apă din vale, acolo, și am hotărât să facem fântână. Acum, ați făcut cu vecina fântâna asta. Noi am făcut și a ieșit bătrână, încă era stăpâna aia asta, bătrână. Și e atâta și s-o adresat, am la soț, că eu am fost categoric. Spune, dacă o facem, să nu avem neplăceri, știind și suflete, înțelegeți? Și totuși te-o dăsui, că Dumnezeu să ierte, ea îi spunea lui Petric, Petric, el asta nu poate face singur. Voi ați crescut amândoi fără tată, morți pe front părinții, dar mutații lor, faceți împreună. Și m-am duplicat eu cu mintea și am făcut. Am făcut, știți, împreună. Și parcă gine și mai gine, dacă vedeți cum a fost acolo, opus, șerle și elea, să nu se ridice. Nu, așa s-a făcut tot cum scade. Și o folosați împreună. Și o folosim. Și ea era pe domeniul public, era în spațiu. Da, da, iar este document, ați vedeți. Al primăriei. Da. Dar acum și-o pus gard și o folosesc numai ei. Da, o pus gard și da, m-o s-o potit pe, mă rog, urmașul lor, da. Și bătrâna nu mai este, da? Este. Ah, este. Nu, și ești părerea aici. Soacra e. Ah, soacra. O, de ce, da, soacra o dată. Am înțeles. Da. Ei, și după aceea, soțul o decedat, dar el tot îi spunea. Spune, de să facem, să închidem la stradă, să facem intrare eu la mine și voi în partea aceea să nu fie la drum. Dar eu iarăși, dar de ce să închidem, că cândva bătrânii noștri făceau pe dealuri. Știți, să oamenii care să bea o cană de apă, de ce nu trebuie să închidem fântâna? Am înțeles. Și eu am fost contra la aceea. Ați vrut să rămână publică. Da. Și după aceea, el da cu soțul. Că nu, de facem așa. Dar soțul, numai atât a spus, Dumnezeu să-l iert, el așa a spus că dacă mai faci vorbe și nu-ți place să treacă bahala să iei apă, eu aduc o mașină de beton și o îmi și eu îmi fac în altă parte, dacă tu ești, știți, prost. Despre mata, matale îți spune așa. Păi de mare mahală n-aveți, dacă e stradela aici, nu trec mult. Erau, e 4-5 vecini, nu-i multă lume. Nu trec oameni întâmplători. Nu trebuie asta. Și iată, după ce eu decedat soțul, ei ne-au luat și pe închisă complet. Am uitat, nici mahala nu are acces, nici și dumneata vecină. Și eu, da, mă știți, eu am rămas fără de soț. Eu am rămas într așa o stare, vă închipuiți că am mormântat copil, de 10 ani au călcat o mașină, atunci eram într-o stare grea, dar mai încă mai grea, că eu am rămas singurică. Înțelegeți? Așa, ia că am hotărât, m-a ajutat. Ați făcut, în schimb, fântână, da, am făcut-o, da, în curte? Da, am făcut fântână în curte și m-a ajutat o dată să am lucrat-o la poligraf combinat. Ea s-a măritat mai târziu, știți, și copilul cerușului. Și îmi spune așa, tanti Vera, cât banii e așa de acolo, fă-ți. Și câteodată ne le dai. Și am făcut așa, ne-a dat fata și eu ia că am ridicat-o cu bani cu tot fântâna aia asta. Bun, cu fântâna v-ați lămurit. Am aveți alte probleme cu alt vecin de-am, că vă e din drum, din gard, nu știu ce vă face. Gardul lui dumneavoastră. Aici eu am fost grădina școlii. Termină! Grădina școlii? Aici eu am fost grădina școlii. Înțelegeți, era gardul. Noi când am făcut chimilia, noi n-am avut dreptul să trecem pe gardul școlii, da. Și am făcut poleacă mai înăuntru. Când la noi, de fapt, așa 6 sote, la mama a fost. Dar aici au rămas 5 și 4. Și chimilia aia să le oleacă la vă ștăc, mai nici. Înțelegeți? Amuia, după ce am făcut eu gardul istuia, el spune că eram cu florile în oraș, când noi asta am venit, am găsit chimilia în aer, ia ca să vă arăt documentele, tot cum a fost aia. Și eu, iarăși, ce să fac? Ca să-și facă drum de acces, sau primăria face, cine face drumul ăsta? Nu, el, lui trebuie, ești, ia uite. Și ia că acele două porți, vedeți? Acele două porți. Aici au trebuit și o singură poartă și aici, care cu porțele ca fini, trebuia și mai încolo de fântână. Era fost, până acolo, înțeleg? Era drum public de acces. Da, dar ei ocupat din drum public și au făcut curte. Mai când a fost comisia. De la primărie. Da, și eu, da.
Вот, сейчас я подойду. Вот. Когда я стою, ей укус. И один тест в обкат амундой, фрация дигит. Штицка, ну а я стою. Дар тотуш, а есть того окупат в партии шеку хапка. Înțelegi? Și aia asta. Și aia că voi ne-o lua și ne-o închisă acces. Dar nu-i vorba între aceea. A fost când s-o săpat, o lăsată până aici. Așa? Uh-huh. Toina, piatra cât dacă o pus-o, aia asta trebuie să fie, știți, nu fugă malul mai departe. Ia uitați, ia că el iară, chimeria mea a rămas în aia. Ia, chimeria mea iară a rămas în aia. Acum să vie, să șeie o ploi, ceva, aia asta, ia să duce ca pe unt la vale. Uh-huh. Da, nu prea sunt copaci pe aici. Da, înțelegeți? Și iar ea se duce, ia clăvari. Acum, da, mă, aici, știți, să ții malul și el, eu nu pot să fac, ia uite, ia casa, dar mă rămână asta. Și da, m-am făcut o mine, știți? Nu, ia că totuși... Deci asta e supărarea pe vecini, unul că vă închis accesul la fântână, dar de-am aveți altă fântână, da. Și aici se lătă că vă sapă prin sub gard. Ia, domnule, ia, ia, ia că așa trebuie și în drumul până în coadă. Vedeți cât o luat eu? Vedeți? Ia că de aici, ia că până. Aici e făcut așa, cum mă rog, între o gradă, știi? Uh-huh. Și aici, de aici, ia, uitați-o cât o luat. Acela, uitați-o cât o luat de la mine. Abgardul ăsta albastru e a matale. Da. Și acolo ce-o luat de la matale? Ei trebuie să margă în rând cu gardul meu să aibă poarta lor. Uh-huh. Înțelegi? Dar ei au luat și o tăiet cu cata aia. Și-au făcut altă poartă de aici. Și-au făcut două porți și de aici o s-o luat. Aici ei au luat și-au făcut și s-au făcut din drum o gradă. Și o zis primărie? Inginerul cadastral, am fost la el și el a spus că da, ei au fost la mine și le-am spus că nu, trebuie să știe după proiect. Iată, și, și după ce am vorbit, toi noi s-au adus și bionica și s-au făcut tot cum scade. Tot cum scade lor, nu cum scade dumneavoastră. Da, înțelegeți? S-a înțeles ei cumva cu primăria înseamnă? Cred că buchetul și-al de flori nu degeaba s-a dus. A și buchet de flori. Este, cum se cheamă. Nu, în sens că unde ați văzut florile? La dânsa, în cabinet. Eu atunci, dacă... L-a dus vecinii la primărie? Da, că au venit... La primar, la cine? Da, primăriță. Dar nu-i vorba între ce, poate știți, mulțumire, tăia, asta, uh-huh. Dar nu se face... Dacă vii cu mulțumire, înseamnă că e corupție. Nu se face așa, nu se face conform legii. Nu știu cum se numește, nu știu. Nu fac tot, neobișnuitor. Știți, un lucru pe mine tare mă atacă, și am spus că nici o lacrimă să nu o dau, tare mă atacă că în 49, așa, vara mi-a dus în Siberia, uh-huh. O luat tăt, nu ni s-a întors nimica, așa, uh-huh. Dar nu-i vorba, că noi, ia, mă vedeți că am făcut, și nu-i mai rău decât asta, dar trebuie să știm oameni. De acord. Înțelegeți? Ia să vă, haideți să mă urmă, din mă duc să vorbesc cu vecinii, dacă tot a ieșit la poartă, poate au o părere. Bună ziua! Bună ziua! Vecina se plânge că ați săpat. Plânge că ați săpat drumul până sub gară, că îi se demolează gardul, că nu faceți drumul ăsta conform legii, conform... Oleg Brega. Oleg Brega, de la Curaj TV. Da, băi, ce nu, de drumul, cum se face drumul? Da, dar ei zici că îi afectează gardul, că ați intrat peste gardul ei, că ați săpat până jos, el rămâne în aer. Ascultați-vă, gardul e acțelă. Da, da. Și zici că a rămas temelia în aia. Am mai dat un lecuțăcă pentru flori. Am mai e încă jumate pentru să-i ței gardul. E zici că ați săpat până sub gard și gardul a rămas în aer și că slunecări de teren și o să plece tot cu casă. Drumul s-a luat, eu a lăsat atâtea pământ. Și dumneavoastră, adică scoateți, adică să vadă și lumea ce... Păi dacă e conflict, e conflict, trebuie rezolvat, nu? Da, și zice că ați intrat la primărie cu buchet de flori, cum ați rezolvat dacă asta în lege? Asta e la dânsa să intre la... Asta dumneai ei așa face, da. Dumneai ei. Ei spune că v-a văzut pe dumneavoastră cu flori, nu știu, pe dumneavoastră sau pe dumneavoastră sau pe fiul dumneavoastră, nu știu pe cine, dar zice că v-a văzut cu flori. Pe cineva dintre tine. Deci nu, alte comentarii n-aveți. Ia dacă e pe o fază, pe o fază rămâne. Și zici că curtea asta tot ați luat-o din drumul public. Da, da, tot s-o luat din drumul public. Lasă să aduc documentul. Păi zici că a venit inginerul cadastral și a spus că trebuie să fie acolo poarta, nu aici. Aici trebuie să fie drumul. Da, dar unde e cu poarta altuia? Lasă-mi la poarta ei. Iată, a arătat la gardul ei că ați săpat până sub gard și că trotuarul s-a turnat fără autorizație. De ce a fugit?
Păi dar de ce să facem conflict? Ea a spus o părere, dumneata spui o părere, pentru ce conflict? Înseamnă că las să aduc încă o dată ăsta cadastru, să vadă, să măsoare. Noi nu suntem în contra. Poftim. Lasă să vină să măsoare. Drumul trebuie să iei drum. Odată s-a făcut drumul, eu... Dar cine face drumul ăsta? Dumneavoastră puneți bani, nu primăria îl face. Da, mă răpunem pe ăsta. Da, aici ce trece, canalizație? Da, așa mi-a lui canalizare. Șreaga, drumul cum e loc? Tot a spui... A spui... S-a dus, e acasă. Lasă-o să ducă. Cădem și noi acasă, bine. Aici a spui și a se nevilează și lasă și... Și n-a să fugă, n-a să-i fugă gardul și casa, da? Noi nu suntem în contra, lasă aducă inginerul, cadastru, ce mai vrea și atunci noi ne lămurim. Nu e o problemă. Ei pe hătrie. Am înțeles. Și în corp e poartă, așa e poartă, o moșa ca este, da? E ca la poartă, de să-i frumos, e că se face amuia drum. Nu s-o putut de făcut frumosul acolo, să se apie ca lumea, să îndrepte, să iei ca la lume. E, deci că nu e ca lumea, că ați săpat până la temelie zidului. Și zici că fugi terenul aici, în lunică. De când ei fugi? Terenul, dar chiar crap casa, mi-a arătat că crap casa, da, și e din 67. Înseamnă că trebuie... Da, nu e aici. Aici este de flori. Am înțeles. Iar că vede unii fundalbă de gard. Așa la care a rămas acolo, da? Da, da, da. Iar că așa la fundalbă de gard. Și el se de aia. S-a pus beton. Am unde am spus beton, dar acolo mi-a arătat și din aia. Am unde de beton, iar se merge iar astea. O să-l îngroșați așa de palmă, da? Ia ascultați, eu încă vreau să mai facă încă un polisadnic. Să facă drumul ăsta de tot mic. Ia că uite cum a lăsat scările. Ea spune că avea 6 ari și am oare numai 5 jumate. Unde avea 6 ari? Aici, lotul. Dar și are un lotul, e... Că i s-a micșorat lotul de când s-au mutat gardurile. Ia ca drumul a fost de 6 metri, dar mă adică doar... Da, așa am înțeles, că poarta a spus-o până în gardul ei. Ridică în casa, dar nu m-a lunoit. Gardul, da, era plasă, am înțeles. Și cum am tot noi să întrebăm la dânsa, știți ce? Lasă să aduc comisia să măsoare, să vadă... Cât am ieșit, știți cum? Nu mă știe să... Eu am nebunit cu totul. Am înțeles. Tata Mahala e... Ia ca cu cine e, uitează, cu cine e, stă de vorbă, omenește, cu nimeni. Păi, cu mine vorbit omenește. Piteță Jensen, care... Da, lasă grăiați cu Mahala să iei. Dar asta noi le-am dus cu flori la primărie. Asta se și iei flori... Deci nu e adevărat, nu v-ați dus cu mine, dar faceți totul conform legii. Noi? Da. Tata să fie normal, iată așa, să vede cum merge. Ține, hai. Da, mulțumesc pentru explicație. Poftim, sănătate. E dacă eu leacă bolnavă? Ei, vă rog fără acuzații că nu sunteți doctor, nu? Senia, nu vrei și nu trebuie. Lasă aduc comisia de acord. Să vadă. De acord. Sănătate.